Da bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip vreau să discutăm o leacă despre haterii de pe acest canal. Știu că este un subiect destul de controversat, dar trebuie să discutăm și despre acest subiect. Să ne spună toate mașinile. Nu avem oante să putem face pe fundal oante. Haideți să ne plimbăm. Deci au început să apară foarte mulți hateri pe canalul meu care nu înțeleg ceea ce fac. Unul din trei fiind un coleg din facțiune, dar nu vreau să dau nume. Nu știu de ce unii din voi dați dislike-uri, dar nu spuneți în comentarii de ce dați. Eu vă rog frumos să-mi spuneți un motiv pentru care dați voi dislike sau nu toți dați dislike, dar unii chiar dau dislike fără motiv și chiar vreau să aflu motivul pentru care dați voi dislike. Chiar nu înțeleg de ce atâta hate, pentru că nu mă înțeleg eu cu o persoană sau altă persoană nu mă suportă. Dacă o persoană nu mă suportă, se poate uita la videoclip. Adică mai bine să mă exprim mai bine, dacă o persoană pe mine nu mă suportă, în mod normal, nu s-ar uita la videoclipul de mine, l-ar interesa ce fac eu. Dar unii chiar au început să poartă ciudă pe mine, dar ce eu am canalul ăsta de YouTube, am mașinile astea, că eu nu știu ce sunt pe server. Nu sunt nimic pe server ăsta, fraților. Sunt un simplu jucător și nu vreau să credeți că eu sunt fai, cine știe cine. Nu, eu sunt un simplu jucător, un simplu persoană care filmează pe YouTube. Atât. Asta fac eu, nu mai filmez și gata. Mă mai joc. Am și eu responsabilitățile mele, am școală, am toate lucrurile astea. Și vă spun că eu sunt diferit în viața reală cum sunt viața virtuală, sunt o leac mai diferit. Adică nu mă vedeți, cum sunt acum, nu să mă vedeți în viața reală niciodată. Înțelegeți ce zic? Cred că înțelegeți. Bun, suntem aici. Nu, că ziceți salite. Să-i spunem și la viajerele nostru. Zic să zi salite. E zurele mele. Zurele mele. Bun. Îmi cer scuze că am suflat în microfon. Unul s-au trezit să-mi spune că cică telefonul e din 1850. Dar pe aici dacă ești prost. Bă, dacă e prost, o face până la cap, na. Și cam microfonul în 1850, în 1850 nu erau microfoane, dragul meu. Nu știu pe ce planetă trăiești, în atunci nu erau microfoane. Asta a fost vina mea, că eu am suflat în microfon. Să și eu îmi respir ce vreți, să nu mai respir. Nu înțeleg. Uitați, acum am dat microfonul departe, stați leacă. Acum, nu știu cum auziți, eu l-am dat departe de gură. Sper să mă auziți mai bine așa. Așa că e bun. Bun. Dar ce skin de mafia mea aici. Însă bazat, ce să zic, wanted. Vedeți, unii sunt suspecți. Sunt foarte puțini jucători. De urmă ce am avut o tentativă de a mă duce după Robert, dar tentativa asta a eșuat din păcate. Deoarece Robert și-a dat seama și a început să facă teme pe noi. Din păcate, un membru de-al nostru cred că ar va lua FV, deoarece n-a făcut treabă. Deci a făcut 49 din 50. Deci, să faci 49 din 50, deci l-am ajutat până în ultimul minut să facă, dar n-a... Shirt part of their body, serious faces on them, and you could tell that they were gonna play this game. Ia stați o leacă. Am revenit, era de la radio, de pe Samlonea, dar prost. M-am sperat să auzim așa o voce. Și este și ora asta, este și întuneric, și sunt și singura acasă. Deci vă puteți da seama ce se întâmplă. Da, chiar după ce pun videoclipul ăsta pe YouTube, mă voi pune și la somn, deoarece mâine școală, adică mâine, peste câteva ore să merg la școală, peste câteva ore iar am să-mi fac nervi cu unii colegi. Doamne, din nou, rutina zilnică. Bun,
Eu de curând să apar un vlog pe canalul Roberto Baraba și puteați că n-am mai postat acolo, dar școala asta mă deranjează, mă. Dar promit că în vacanța de vară voi posta foarte mult, adică voi fi forță cu daily vlog, cu toate chestiile. Bun, prieteni, ce să mai vorbim noi? Ce am mai putea noi, despre ce am mai putea noi discuta? Nu știu, frate, nu știu. A, da, altă serie pe care vreau să o filmez. Vreau să spuneți în comentarii ce serie ați mai doresc să filmez, dacă vreți pot să filmez și Yellow Neighbor Alpha. Adică îl pot să-l iau. Dacă vreți, mai pot să filmez, nu știu. Să nu mă puneți la jocuri MMORPG, deoarece sunt cel mai prost acolo. Adică League of Legends, Meti, chestia asta, deci Meti nu știu deloc să joc. În afară de fierar și mă pun nu știu nimic pe Meti. Și nici nu cred că aș vrea să știu. Pe mine mă pot să nu fac mult jocul ăsta. Deci jocul ăsta, Sandra, într-un fel te pregătește pentru viața de adult, nu știu de ce. Adică ai afaceri, poți avea jobul tău, poți avea facțiunea ta, într-un fel, nu știu. Mie-mi place jobul, domne, serverul. Hai să facem și un event. Pentru că da. Robi2s vlogs eveniment. Hashtag 3, SMS, interiorul. Hai să vedem. On, mi-a acceptat viezurile. Salutare lume. Mulțumesc lui GHOSTX pentru slash accept event 10 hashtag viezure. Primul care îmi trimite SMS. Bă, de nu știu cum să le spun. Primul care îmi trimite textul următor pe SMS câștigă premiul de 5K. Textul este Robi2s vlog filmează pe YouTube. Cât e bun așa. Facem așa, 3, 2, 1, și. Lol, ce mesaj mi-a dat trei manevra. Bun, ia să vedem. Da, probabil trebuie să filmează pe YouTube, da. Și câștigătorul este Robert Echio. Felicită. Ți-ai primit premiul. Transfer Robert Echio 5K. Asta-i. Felicitări. Peste câteva, peste 30.000 apare un nou videoclip pe canalul meu Robi2s vlog în joi. Mulțumesc din nou. Pentru accept event
she's just my cute fins. Pa, stop it. Bon, hai să-i dăm premiul repede. Nu, Robert. Dar noi vom crea episodul, eu mă văd să-i dau premiul după care voi pune video-ul ăsta pe YouTube. Noi vom da data viitoare la nou videoclip, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like, comment pentru întrebări sau sugestii și subscribe dacă vreți să fac pentru cutat notățile și pentru videoclipuri noi și share fără de și pentru voștri. Noi ne vom vedea data viitoare la nou videoclip. Pa! Am revenit, era de la radio de pe Samsung, dar prost sunt. Mă sper să auzi așa o voce. Și este și ora asta, este și întuneric și sunt și singur acasă. Deci vă puteți da seama ce se întâmplă. Da, chiar după ce pun videoclipul ăsta pe YouTube, mă voi pune și la somn, deoarece mâine școală, adică mâine, peste câteva ore să merg la școală, peste câteva ore iar am să-mi fac nervi cu unii colegi. Doamne. Din nou, rutina zilnică. Bun. Cred de curând să apară un vlog pe canalul de Roberto Barabas. Puteați că n-am mai postat acolo, dar școala asta, mă. Mă deranjează, mă. Dar acum e că în vacanța de mai voi posta foarte mult. Adică voi fi forță cu daily vlog cu toate chestiile. Bun, prieteni, ce să mai vorbim noi? Ce am mai putea noi... Despre ce am mai putea noi discuta? Nu știu. A, da, altă serie pe care vreau să o filmez. Vreau să spuneți în comentarii ce serie ați mai doriți să filmez, dacă vreți să poți filmez și Hello Neighbor Alpha. Adică îl pot să-l iau. Dacă vreți, mai pot să filmez, nu știu. Să nu mă puneți la jocuri MMORPG, deoarece sunt cel mai prost acolo. Adică League of Legends, Madden, chestia asta, deci Madden-ul nu știu deloc să-l joc. În afară de Fierar și map-ul nu știu nimic pe Madden. Și nici nu cred că aș mai știu. Pe mine m-a pasat foarte mult jocul ăsta. Deci jocul ăsta, într-un fel, te pregătește pentru viața de adult, nu știu de ce. Adică ai afaceri, poți avea jobul tău, poți avea facțiunea ta, într-un fel, nu știu. Mie-mi place jobul, doamne, serverul. Hai să facem și un event. Pentru că da. Robi2S vlog. Vlogs eveniment. Hashtag 3 SMS. Interiorul. Hai să vedem. Oh, nu mi-a acceptat viezurile. Salutare, lume. Mulțumesc lui GHOSTX pentru slash accept event 10 hashtag viezure. Primul care îmi... primul care îmi trimite pe SMS. Bă, de nu știu cum să le spun. Primul care îmi trimite textul următor pe SMS câștigă premiul de 5K. Textul este Robi2S vlog filmează pe YouTube. Cât e bun așa. Facem așa. 3, 2, 1, 3. Lol, ce mesaj mi-a dat prima nebra.
Bun, ia să vedem. Da, probabil Taser filmează pe YouTube, da. Și câștigătorul este Robert Echio. Felicitări. Ți-ai primit transfer Robert Echio 5K. Asta-i. Felicitări. Peste câteva, peste 30 minute apare un nou videoclip pe canalul meu, Robidoes Vlog, în joi. Mulțumesc din nou, mulțumesc lui Ghost pentru accept event. Ești cea mai cute ființă. Pa. Stop event. Bun, hai să-i dăm premiul repede. Robert. Dar noi vom crea episodul, eu mă duc să-i dau premiul după care voi pune video ăsta pe YouTube. Noi vom da data viitoare la nou videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, comentariu, întrebări sau sugestii și subscribe dacă vreți să fac pentru că dați notițele și pentru videoclipuri noi și share-ul și pentru voștri. Noi ne vom vedea data viitoare la nou videoclip.